Așa, îmi place să mănânc aici. Astăzi am fost până la vot și am zis că după vot să mă cinstesc așa cu un steak. Și practic acum mă duc înspre Alegria. Stați așa să vă arăt și votul. Da, după cum vedeți, stați aici, e practic Alegria, acolo intrarea și în curtea aia au o terasă, nu știu dacă e deschisă. Și mai au și înăuntru. Am mâncat de câteva ori de la ei, dar n-am mâncat niciodată steak. Am unul, zic, prețurile sunt destul de păstă medie. Da, nu, am zis că odată vin și aici să încerc chestii interesante. Aici se lucrează la trotuar, o să-l facă fain. Nici nu știu pe unde să mă duc, să stau înăuntru, să stau afară. Bun, deci o să-mi iau o salată de vinete la 20 de lei și ceva steak, dar nu știu pe unde e. Mi-a ajuns salată de vinete și hai să o băgăm. A venit și steak-ul, friptura de vită și hai să băgăm. Nu știu, fiți atenți și fain arată. Băi, de ce-s florile astea? Nu știu ce-s, cred că crin. Te mai lovește câte un miros de la ele așa din când în când. Mie nu-mi place miros, adică, nu știu, mi se pare super ciudat. Și nu știam ce te simt, frate, că te simți am miros de flori din astea. Sono già infocato da solo, infocato da figlia.
Ultima piesă, mi-am luat o beza. Hai să vedem și nota de plată. Total 96 de lei. No, ce să zic, salata aia de vinete n-are nimic a ieșit din comun, deci e foarte mediocră. Nu m-a impresionat chiar deloc. În schimb, steak-ul e foarte bun, da? Deci pot zice că steak-ul îi peste medie. Bezeaua așa e bestială, așa e clar peste medie. Acum prețurile ați văzut și voi cum îs. Bineînțeles, e unul dintre cele mai scumpe restaurante din oraș, deci nu e ieftin aici, dar mâncarea în general e bună. Da, totul a fost în regulă, ospătare în regulă, mâncarea bună, alunecă păgât în jos și ne auzim data viitoare.